pentru că va fi mama nepotului meu și soția fiului meu. Dar la momentul acela eu nu cunoșteam pe Anca și Anca nu știu dacă exista în viața băiatului meu. Oricum era secret. Abia după ce am aflat. Normal că n-am mai schimbat. Chiar mi s-a părut așa de bun augur. Ce aș putea să mai spun? Să mai dezvălui din laboratorul de creație, să mai dau din casă. Discuția mea cu Camelia s-a purtat în felul următor. Eu merg la a treia operație. Eu am terminat undeva în jurul datei de 1 septembrie partea, dar am mai făcut mici corecturi, nu știu, adăugiri, scoateri de paragrafe care nu mi s-au. Pentru că le-am scris în zile diferite, la momente diferite și cea mai mare parte a cărții, întinsă pe partea stângă, cu mâna sub obraz, am rămas și copată pe obraz, timp de 3 luni aproape și cu celelalte la calculator. A devenit birou minunat, patul din dormitor în care am zăcut cu piciorul în ghips. Ei, dar înainte de a treia operație am terminat, am grăbit să termin și am spus Camelia, eu trimit manuscrisuri, dar tu nu-l publici decât dacă mie mi se întâmplă ceva la operație. Am spus, fii serioasă că nu se întâmplă nimic, la citi și e clar că ție nu o să ți se întâmple nimic, o să ți se întâmple un lucru foarte bun, eu public roman. Și după aceea, după operație, bineînțeles, am venit întreagă sănătoasă, pe 2 picioare, și ne-am lucrat pe carte, am mai făcut mici schimbări, mici modificări, am verificat punerea în pagină pe alt format. Au mai scăpat unele lucruri, pentru că ne-am grăbit foarte tare să prindem târgul de la Gaudeamus. Oricum. Da, ai dreptate, scuze-mă că te întreb, am uitat să spun că, de fapt, cartea a fost prezentată și la Gaudeamus în noiembrie, deci noi am prezentat cartea în cadrul unui eveniment organizat de editura Astralis, nu mă refer numai la stand, pur și simplu a fost un eveniment în cadrul târgului, cum suntem noi aici, cu scaune, cu tot ce trebuie, și acolo am prezentat cărțile și am anunțat la apariția acestei cărți, am vrut puțin despre ea și am spus că se va lansa la Timișoara. Scuze-mă că te-am întrebat, dar am uitat să-mi și e important să spun că de fapt a fost prima dată, să zic așa, în cuvânt, lansată la Munte de Carte din București. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine. Îi mulțumesc, în primul rând, Cameliei, Elenei, că au fost alături de mine și a spus, eu vă scrie acum o carte. Termin, gata, proiectul cu Breban, o să-l public după. O să scriu o carte, cartea mea. Nu știu dacă am făcut bine, nu știu dacă am făcut rău. Spune sigur, citit-o. Ai făcut bine. Important este că mi-am învins această fială care aveam vis-a-vis de a scrie o operă de ficțiune până la urmă. Asta e. Vor urma și altele și ca să fie domnii liniștiți, va urma și genul masculin. Și probabil și genul neutru. Mulțumesc încă o dată Cameliei, mulțumesc celor de față pentru prezentările minunate, pentru cuvintele domnului Rachelu, domnului Ghinean și domnului Naidon, pentru minunatele cuvinte. Chiar au pătruns bine spiritul cărții și ce am vrut eu să fac acolo. Inițial a fost proiectul cu cele 2 personaje feminine minunate din viața mea, Elisaveta și Silvia, cele care m-au format, cele care, într-adevăr, m-au transmis gena lor puternică de femei bătăioase și femei bărbate, cum s-ar spune, și foarte bine, femeile au o componentă, un pic din partea masculină, la fel cum și bărbații au sensibilitatea lor, dar știu să-și ascundă foarte bine. Mulțumesc doamnelor de la Biblioteca Municipală din Novaș, prietenei mele, Heni Sabo și Adrianei Weimar, care se ocupă de toată partea ilustrativă, și tuturor celor care astăzi ați ales să fiți alături de mine. Vă mulțumesc din suflet și vreau să țin secret că astăzi este ziua mea, nu s-a putut să deconspirat evenimentul. E o aniversare fericită și văd că și natura a fost generoasă astăzi cu mine și a fost foarte mult soare. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc doamnei Aura Swarovska, care s-a rupt de la concertele foarte importante, între 2 drumuri, Timișoara-Viena, și a venit aici ca să fie astăzi alături de mine împreună cu doamna Mihaela Faur, care o acompaniază la harpă. Mi-am dorit mult acest moment, știam că este foarte ocupată, am tot amânat cu concursul unei rude apropiate să iau legătura, până la urmă mi-am făcut curaj și a răspuns imediat și a spus, orice s-ar întâmpla, eu voi fi acolo. Și mulțumesc din suflet, la Diva, că sunteți aici!